Să rămânem ridicați în picioare ci și apoi, cu această atitudine de închinare înaintea lui Dumnezeu, să luăm aminte la cuvântul scris în Epistola 1 Ioan, capitolul 2, primele șase versete. Să ascultăm acest cuvânt. Copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în El. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El, cum a trăit Isus. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Stimați frații de credință, am pe inimă în acest timp pe care mai avem la dispoziție să împărtășesc cu dumneavoastră un cuvânt de învățătură din Scriptură, cuvânt care va sublinia însemnătatea identității noastre creștine. Am mai spus în mijlocul dumneavoastră și în această seară reamintesc, revin, afirmând că identitatea unui om, se construiește pe patru mari repere, pe patru mari stâlpi. Primul este credința în Dumnezeu. Nu te poți defini ca om fără să te raportezi cum se cade la creator, la Dumnezeu, după cărui chip și asemănare am fost făcuți. În ce privește acest reper, noi mărturisim că suntem creștini particularizând această mărturisire, în această biserică spunem, suntem creștini penticostali. Asta suntem. Al doilea reper este reprezentat de națiune, de poporul, de țara din care ne tragem. Suntem români. Identitatea națională este foarte importantă. Pentru copiii dumneavoastră care s-au născut aici, afirmația suntem români e ușor discutabilă. I-am întrebat pe cei din Statele Unite, prietenii de acolo, într-o întâlnire cu cei mai tineri, ce sunt ei. Și mi-a plăcut concluzia dezbaterii. Români, americani, au zis ei acolo. Mă gândesc că e bine să ziceți cei născuți aici așa, români austrieci, dar să puneți în întâi. Identitatea națională este foarte importantă. Vorbim o limbă, avem o cultură, ne tragem din un neam, avem o patrie. Al treilea reper este familia. Fiecare om are tată, are mamă, are bunici. Sunt oamenii din jurul nostru, oamenii prin care ne-a dat Dumnezeu viață și care s-au investit în noi cu jerte, cu sacrificii mari. Familia este foarte importantă. Nu te poți defini ca om fără să te referi la familie. Și, sigur, mai e un reper care îl definește pe om. Reperul acela se numește genul. Dumnezeu l-a făcut pe om bărbat și l-a făcut femeie. E foarte important ca aici să fie claritate. Noi trăim vremuri în care în toate aceste patru repere au apărut confuzii. În ce privește credința în Dumnezeu, mulți oameni au rămas înapoi. În ce privește identitatea din în contextul globalizării, lucrurile s-au diluat. În ce privește familia, suntem îngriorați de evoluțiile de prezente care pun în evidență un viitor nu prea frumos în ce privește genul, e de plâns și uneori de râs să auzi că oamenii sunt învățați să se uite în oglindă și să-și pună întrebări dacă în oglindă văd băiat sau pat. Creștinii sunt chemați să afirme nerăspicat că identitatea de gen este determinată de felul în care ne-a dat Dumnezeu nașterea, bărbat și femeie. Și acum dacă m-ar întreba cineva pe mine, domnule dumneavoastră cine sunteți? M-am tras așa mai aproape de dumneavoastră, dragi absolvenți. Dumneavoastră cine sunteți? Și eu răspund. Eu sunt creștin pentecostal, român, brie, bărbat. Asta este identitate. Am ales în această seară să vorbim un pic despre identitatea creștină. Identitatea creștină se așează și ea pe repere. De altfel, orice fel de expresie a identității se așează pe valori și pe repere. Identitatea creștină este articulată în jurul a trei mari centre, repere. Primul este crezul. Crezul pe care îl mărturisim. Învățătura pe care o avem în inimă și pe care o propovăduim, valorile de credință, de mărturisire creștină pe care le mărturisim. Crezul într-un cuvânt. Al doilea reper este morala. Identitatea creștină se fundamentează pe o morală sănătoasă, profundă, înrădăcinată în etica Sfintelor Scripturii. Reperul al treilea este reprezentat de comunitate. Și aici este vorba de relații. Legăturile dintre noi, între noi și dintre noi și societate, subliniază identitatea noastră creștină. Anem să le luăm pe rând, așa cum le vom găsi reflectate, mai cu seamă în epistola 1 Ioan, din care am citit. Întâi și întâi, învățătura. Învățătura pe care o avem, convingerile pe care ni le-am făcut în inimă, crezul pe care îl mărturisim și pe care îl propovăduim, este fundamental pentru mântuirea noastră. Apostolul Pavel spunea lui Timotei aceste cuvinte, stăruiește asupra învățăturii pe care o dai altora, că de aceasta atârnă mântuirea ta și a celor care te ascultă. Învățătura se fundamentează pe Biblie. Valorile de credință creștină sunt fundamentate pe Scriptură. Reforma protestantă a pus în evidență un principiu fundamental pentru creștinătate, sola scriptura, adică numai Scriptura. La baza convingerilor noastre a crezului cu privire la Dumnezeu, la înger, la lume, la păcat, la judecata de apoi, la înviere, la Hristos, la Sfântul Duh, la biserică, la morală și la toate valorile de credință, la bază trebuie să se găsească Biblia. Și veți observa că Biblia îl înalță numai pe Iisus Hristos, care este numit Domnul și Mântuitorul nostru. El este Fiul lui Dumnezeu. S-a întrupat. S-a dat pe sine ca jerfă de ispășire pentru păcatele noastre. A înviat dintre cei morți, s-a înălțat la cer. Stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Într-o zi va reveni aducând învierea morților și judecata viitoare. El este Domnul, este Mântuitorul. În numele Lui este hotărâtă iertarea păcatelor, în numele Lui este dată răscumpărarea, în numele Lui este dată mântuirea. El este Domnul și Mântuitorul nostru. Trebuie să spun apăsat că singurul nume în care există salvare și mântuire este numele Lui Iisus Hristos, Fiului Dumnezeu. Aici crezul trebuie să fie cât se poate de declară. Nu prin învățăturile omenești, nu prin biserică, nu prin obiceiuri, nu prin tradiții, nu prin tot felul de încredințări, nu prin pastori sau prin preoți, nici de cum prin Sfinți, ci numai și numai prin Isus Hristos. De bună seamă că și biserica, și obiceiurile și slujitorii lui Dumnezeu și moștenirile noastre din trecut și reperele morale între cei sfinți își au locul și rostul lor. Dar mântuirea este numai și numai prin Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Său. Isus mântuiește, Isus sfințește, Isus botează cu Duhul Sfânt, Iisus vindecă, Isus judecă. El este primul și ultimul reper, cum este scris în Biblie, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Numele Lui să fie binecuvântat. Acum îngăduiți-mi, vă rog, din inima de frate de credință și de păstor, pastor să aduc în fața dumneavoastră un mare semnal de alarmă. Noi trăim vremuri în care se mulțește tot mai mult numărul celor care așează în prim plan experiențele lor religioase personale în locul scripturii. Niciodată să nu puneți experiențele personale, de un fel sau de altul, trăirile pe care le avem, le puteți avea nici o experiență spirituală de niciun fel, nici o minune, nici un miracol, nici o profeție, nici un răspuns la rugăciune și să vi se pară că e din mâna lui Dumnezeu venit să fie așa. Să nu fie pus niciodată deasupra Scripturii. Cine așează experiențele lui personale sau ale grupului din care vine deasupra învățăturii Sfintelor Scripturii, mai devreme sau mai târziu va rătăci. Biblia este valoarea noastră supremă. Și pe aceasta trebuie să o citim, să o învățăm, să o credem și să o trăim. Dumnezeu să ne ajute. Și acum, reperul al doilea. Morală. Morala sănătoasă. Din scriptură desprindem cunoașterea adevărului, adevăr care odată cunoscut ne modelează viața. Crezul despre Dumnezeu transformă ființa, modelează caracterul. Spus în vorba de la școală, teologia modelează conduita. Și acum, dacă pe Dumnezeu îl cunoaștem din scriptură, se va dovedi profunzimea cunoașterii lui Dumnezeu din scriptură, cunoașterea Dumnezeului scripturii, prin felul de viață, prin etica pe care o punem în evidență. În privința aceasta, Scriptura spune că emblema poporului lui Dumnezeu este sfințirea. Calitatea esențială care recomandă biserica și o face distinctă între toate celelalte comunități din societate omenească este sfințirea. Cum este scris în Psalmul 93, mărturiile tale sunt cu totul adevărate, sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ține vremurile suntem chemați să trăim o viață curată. În ce privește această valoare, etica, care reflectă identitatea creștină, cuvântul lui Dumnezeu în epistola unui Ioan arată că un copil al lui Dumnezeu, un creștin, nu iubește lumea, nu trăiește în păcat, ci trăiește după modelul Domnului Isus. Trei lucruri foarte simple și foarte frumoase. Ioan spune așa, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Și în altă parte, nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să se facă prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Despre ce e vorba aici? De bună seamă că nu e vorba de felul în care ne uităm și relaționăm cu oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Cu oamenii din afara comunității de credință, a comunității creștine. Nu despre asta este vorba. Ci e vorba de împărtășirea sistemului de valori nebiblic și necreștin. După Sfânta Scriptură, lumea necredincioasă este condusă de un sistem de valori care este împotriva lui Dumnezeu. E guvernat de principiul păcatului și sub stăpânirea Fiului Întunericului. Copiii lui Dumnezeu sunt chemați să se conducă după Domnul nostru Hristos. Două sau trei exemple care vor scoate în evidență contrastul dintre lume. Și biserică. Un exemplu ține de virtutea autocontrolului. În etica creștină, în scriptură, suntem învățați să fim oameni cumpătați, să ne stăpânim sinele, să ne înfrânăm pornirile. Înfrânarea poftelor este o virtute. În societate, omul este învățat alu fel. Nu în frânare. Ce frânare? Sunt promovate instinctele. Dacă îți place să faci un anumit lucru, fel, dacă dorești să trăiești, asta spune lumea. Dacă îți place să mergi în relații păcătoase, nu te oprește nimeni. Este încurajată promiscuitatea. Este E văzut bine cel care excelează în acestea. Iar dacă se ridică un tânăr, un tânăr, un bărbat sau o femeie care spune adulterul e păcat, homosexualitatea e păcat, băutura, consumul de alcool este păcat, drogurile, consumul lor sunt fapte păcătoase. Și cât câte altele? Deodată această luare de poziție deranjează frații mei, Creștinul este chemat să fie altfel. În morala lui este chemat să fie altfel. Asta e misiunea. Și se va vedea cât de creștină este inima ta, ființa ta, după felul în care trăiești poruncile lui Isus. Cine îl cunoaște pe Dumnezeu nu trăiește în păcat. În privința aceasta, cuvântul Scripturii spune așa. Oricine rămâne în Hristos nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Copilașilor nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum el însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Să ne gândim la aceste cuvinte. De la vorbă, poți ușor să spui, sunt creștin, sunt copil al lui Dumnezeu. Dar neșa de bine, cum a zis Sfântul Apostol Pavel, pe voi înși vă să vă încercați dacă sunteți în credință. Să ne gândim la crez, să ne gândim la morală, la viața trăită. E orientată înspre lume care promovează în înfrânarea, egoismul, răzbunarea, materialismul, trăirea în pofte păcătoase sau după calea lui Hristos care ne învață smerenia, lepădarea de sine, înfrânarea, prețuirea virtuții, modestia generozitatea? Cum ți viața ta? Să mergem spre evaluarea a treia. Dar înainte de aceasta, îngăduiți-mi a doua atenționare. Foarte importantă și ea. Frații mei, trăim vremuri în care au apărut tot mai mulți oameni care nu sunt atât de preocupați și de interesați de valoarea virtuții, a trăirii în sfințire și a caracterului creștin, lăsându-se ușor impresionați de harisme, de daruri, de personalitatea cuiva, de felul lui de a fi, de darurile pe care le-ar putea pune în evidență. Această schimbare ne aduce în mare pericol și v-aș îndemna niciodată să nu punem harismele, darurile, zestrările cuiva, a persoanei cuiva deasupra vieții trăite în sfințire și curăție. În mare pericol sunt toți acei creștini care lăsând la o parte standardul învățăturii sănătoase a Scripturii și a moralei trăite în Sfințire, se lasă impresionați de experiențele religioase a cuiva și de harismele și darurile și retorica și personalitatea și frumusețea pe interfață a prestației religioase. Să ne ferim de asta. Dumnezeu să ne ajute. Îngăduiți-mi să spun că în Biserica lui Dumnezeu, N-ar trebui deloc să ne intereseze sau să ne aplicăm urechea la ce are de spus cineva care nu trăiește în Sfințenie. În biserica lui Dumnezeu, n-ar trebui să intereseze pe cineva să audă ce are de spus un bărbat, o femeie care ar putea să pretindă că are harisme mai multe decât Sfântul Apostol Pavel și să impresioneze mulțimi prin servirea și slujirea lui religioasă. Dacă bărbatul acela sau femeia aceea aruncă în spatele lui cuvintele lui Hristos netrăindu-le, nu vrem să auzim nimic de la un asemenea om. Pentru el avem un singur mesaj. Câte vreme în viață și se mai poate întoarce la Dumnezeu să o facă cu grăbire. E în mare pericol acel creștin care pune experiența deasupra Bibliei și harismele deasupra Sfințirii. Să mergem la a treia valoare. Fratele Păstor, fratele Vlas, nu m-a rugat să depășesc ora 18, ora 19, dar mi-a sugerat cumva că n-aș face păcat mare dacă s-ar întâmpla asta. Doar un pic, relațiile. De data aceasta vorbim de relații. Legăturile noastre cu oamenii pun în evidență clar, limpede, identitatea noastră creștină. Lucrurile cumva se leagă și sunt simple. Crezul modelează caracterul și caracterul se testează și se verifică cel mai bine în contextul relațiilor. Vorbă din bătrâni, toți oamenii sunt normali până încep să-i cunoști. Când interacționăm, când relațiile dintre noi încep să fie subliniate și puse în evidență, deodată iese la iveală și credința și morala. În privința relațiilor, Cuvântului Dumnezeu ne învață să viețuim după două mari principii. Primul este principiul iubirii. Domnul nostru Hristos a spus să ne iubim unii pe alții, așa a zis el, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenici ai mei dacă aveți dragoste unii pentru alții. Iubirea capătă multe forme. Binefacerea, rugăciunea, acceptarea celuilalt, servirea celuilalt, modestia, Testul suprem al iubirii este întâlnirea cu dușmanul. N-am declarat noi război nimănui, dar s-ar putea ca cineva să ne declare nouă. Și atunci ne va fi testată iubirea. Hristos ne-a învățat să nu ne răzbunăm, să nu întoarcem rău pentru rău, și să binecuvântăm pe cei care ne blastămă, să facem bine celor care ne fac rău și când suntem păgubiți, să nu întoarcem ci prin non-violență activă să exprimăm iubire întorcând obrazul celălalt. În ce privește principiul al doilea, aici este vorba de ascultare. Apostolul Ioan în cuvântul său spune așa, Noi suntem din Dumnezeu, cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă, cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Identitatea creștină se așează și pe principiul ascultării, nu numai pe cel al iubirii. Însuși Domnul Isus a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Iar noi ei suntem chemați să fim împodobiți cu smerenie, recunoscând că Dumnezeu a pus deasupra noastră pe cineva mai mare decât pe noi. Decât noi. Ești în casa părinților tăi copil, să-ți respecti părinții. Ești la un loc de muncă și ai acolo mai mare ai tăi să-i respecti. Ești cetățean al unei țări, respectă-i conducerea și roagă-te pentru ea. Ești membru în biserică? Ia în minte la ce a spus apostolul. Ascultați de mai mari voștri din Domnul și fiți de supuși. Este principiul ascultării. Care în realitatea de zi cu zi, se traduce prin dare de seamă, prin recunoașterea celuilalt și dare de seamă. În mare pericol se găsesc aceia care, în numele independenței, decid să nu mai dea seamă nimănui. Și asta este a treia atenționare. Niciodată să nu punem independența noastră deasupra principiului ascultării și a dării de seamă. Omul acela care va descoperi că deasupra lui nu-i nimeni pe fața pământului mai mare decât Dumnezeu, a încurcat -o rău. Și din nefericire au apărut asemenea oameni. Nu vor să dea seamă de viața lor, nu recunosc autoritatea nimănui, iar dacă se întâmplă să fim pinși undeva într-un colț și strânși de trecutul faptelor lor, răzleți merg în afară și numele independenței își făuresc propriul drum. Cine nu recunoaște principiul autorității și a dării de seamă se găsește în mare pericol. Istoria arată că așa stau lucrurile și îndemn. Să nu întărim adevărul acestor constatări din experiențele trecute, îmulțindu-le cu nefericite de noastre experiențe. Împotrivă, oameni cu frică de Dumnezeu, cu Iisus Hristos în sufletele noastre, călăuziți prin Duhul Sfânt, să ne adâncim convingerea că suntem copii ai Lui Dumnezeu, rămânând în învățătura Scripturii, trăind morala Sfintei Scripturi în Sfințenie și conviețuind în iubire și dare de seamă. Dumnezeu să fie cu noi și să ne ajute. Dragi absolvenți, e suma învățăturilor de la școala biblică. Asta e suma învățăturilor de la școala biblică. Teologia fundamentală, etica și teologia pastorală. Așa, în 25 de minute am concentrat tot ce s-a predat 2 ani. Bună Dumnezeu să fie cu dumneavoastră! Mulțumesc fratelui Pastor, prietenului meu, fratele Ionel Vlas, ne știm de 30 de ani și să ne ajute Dumnezeu să rămânem lângă Domnul câte zile ne va da, Bună Dumnezeu! Vă rog frumos să încheiați slujba.